Trei perechi de dansatori sportivi de la Clubul Sportiv Municipal Deva participă în acest sfârșit de săptămână la prestigiosul Transilvania Grand Prix de la Sibiu. Este vorba despre perechile Brigita Marina, Andrei Stoica, Denisa Kellenberger, Raul Igna și Alexia Voicu, Bogdan Rusu. Pentru fiecare dintre aceste perechi, concursul are o semnificație aparte, astfel Brigita și Andrei vin după un loc 3 obținut recent la o etapă din Polonia în cadrul Dance Sport European Children European Grand Prix, acolo unde tinerii dansatori de la CSM Deva sunt pe 2 în clasamentul general. Săptămâna trecută am participat la un concurs din cadrul acestui circuit de SEA Grand Prix în Polonia, mai exact în Pruszków, unde ne-am plasat pe poziția 3-a și la momentul actual suntem plasați pe poziția 2-a. Weekendul acesta urmează să concurăm la un concurs în Sibiu, Transilvania Grand Prix, unul din cele mai grele și importante concursuri de la noi din țară. Iar în noiembrie, în această lună, va urma să participăm la un concurs din Macedonia. În cadrul acestui circuit. Pentru Denisa și Raul, concursul de la Sibiu reprezintă și o confirmare a formei bune pe care o traversează. Doar săptămâna aceasta având două clasări pe podium la o altă competiție importantă care a avut loc la Arad. În ultima perioadă am participat la concursul Cupa Valii în Arad, unde ne-am plasat pe locul 3 la secțiunea standard și locul 2 la secțiunea Latino. Și în weekendul următor urmează să concurăm la Transylvania Grand Prix, unde planuim să intrăm în final. În sezonul acesta ne-am atins scopul de a ajunge la Open și în viitor ne dorim să avem cât mai multe succese la această nouă categorie, ceea ce nu se poate face fără mult antrenament. Alexia și Bogdan sunt în formă, ei câștigând în acest an mai multe concursuri. Cei doi au reușit trecerea la o clasă valorică superioară. Am trecut în clasă superioară și am fost la câteva competiții doar în toamna aceasta. Am luat locul întâi la două dintre acestea. Dansul sportiv este alături de atletism, fotbal și handbal, una dintre cele 4 secții de la CSM Deva, altele fiind în curs de acreditare. Tinerii dansatori sunt pregătiți la CSM Deva de către Andra Căprioară.